Bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. Județe la stăpân ajunge astăzi în Olt, în miezul Olteniei. Facem radiografia unui alt județ al României din care se pleacă masiv, cu tot potențialul. Ieșire la Dunăre, terenuri agricole bogate. Ce le recomandă, în schimb, un municipiu, Slatina, în care îți distrugi mașina, Corabia, oraș port cu coloși industriali puși de mult pe butuci, Caracalul, care se remarcă prin industria de mult apusă și, mai nou, din păcate, printr-o tragedie care a zguduit România și care a arătat cât de incompetente sunt autoritățile când trebuie să salveze vieți. Oltul e județul în care nepotismul și interesele de partid și de gașcă au construit o caracatiță care îmbină conducători incompetenți, frauda, risipa și corupția. Ieșire la Dunăre, suprafețe fertile pe zeci de mii de hectare și un important drum european ce leagă vestul României de capitală. Sunt atuurile județului Olt, un tărâm cu un potențial uriaș, depășit doar de interesele, lipsa de viziune și de investiții din partea celor care conduc de trei decenii aceste locuri. Oltul avea industrie, dar a fost pusă pe butuci. Oltul l-a dat pe Nicolae Ceaușescu, titor printre titori, cel mai iubit fiu al poporului, cel care din simplu cizmar a ajuns conducătorul suprem al României sociale. Același județ are astăzi în politică urmași de soi, politicieni obișnuiți să-și vrăjească electoratul cu multe promisiuni și mai puține realizări. Nu ești în PSD-ul, nu mănânci o pâine. Frații Stănescu. Frații Ciocan? Frații Ciocan, care fac toate drumurile și cred că se mută pe Venus, pe Marte, pe Mercur, sau nu știu ce. Da. Sunt așa, nașul, finul. La două ore de mers cu mașina de București, Oltul dezvoltă de 30 de ani doar interese de familie, nepotism și o baroniadă locală, ale cărei ramificații au depășit granițele județului, ajungând până la structurile de conducere ale României. Localnicii sunt doar o masă de manipulare la fiecare scrutin și asistă pasiv la sinecuri și clanuri propulsate până în vârful țării. Corabia, lângă Dunăre, este orașul cu cele mai multe investiții făcute doar ca să dea bine pe hârtie. E vorba despre trei obiective cu care autoritățile se laudă, deși sunt nefuncționale. Prima e o bursă de cereale, ctitorie, sub apanajul Consiliului Județean, dar care nu a funcționat nici măcar o zi de la deschidere. Mihaela Safta este profesoară la Corabia și un cetățean implicat să sesizeze neregulile din oraș. Este într-adevăr total nefuncțională, bursa de cereale. Au construit-o și gata. După care au închis-o. Trebuia să consume niște bani, să cheltuie pentru o firmă care trebuia să construiască. Normal ar fi trebuit să vină cei care produceau grâne, să vină să le tranzacționeze. Nu? Cam asta înseamnă o bursă de cereale. În realitate nu s-a întâmplat nimic. Există vreun interes să nu fie funcțională? Adică dacă ar funcționa, ar fi prețurile mai jos, ar fi competiție? Da, bineînțeles. Pentru mărețul obiectiv am mers la Consiliul Județean să stăm de vorbă cu președintele. După două amânări și tot atâtea eschive, ne-a promis că ne va oferi explicații la o dată ulterioară, pentru că are multă activitate pe teren și timp de câteva zile nu poate fi prezent la birou. Doar că, în aceeași zi a discuției telefonice, am aflat că are o întrunire în calitate de lider de partid cu primarii PSD din județ, dar culmea, nu la partid, ci chiar la Consiliu. Când a aflat că venim, oamenii săi au încuiat ușa să nu cumva să avem acces. Este presă și o să fie agitație. Și ce se întâmplă? Am vorbit de dimineață cu domnul Oprescu și mi-a zis să-l caut săptămâna viitoare, că nu e toată ziua. Și aflu după amiaza care e această întâlnire. Păi știu, dar putea să-mi spună. Eu stau de două zile în Slatina, de două zile ca să iau un interviu de la dânsul. Într-un final, șeful de la Olt a acceptat un dialog. De ce nu mai zici și mie că sunteți aici? Președintele Marius Oprescu susține culmea că bursa de cereale funcționează. Ea este denumită generic bursa de cereale. Am înființat împreună cu Bursa Română de Mărfuri, cu Primăria Corabia și Consiliul Județean, am înființat o firmă care administrează un ring al Bursei Române de Mărfuri. Pare să nu fi văzut că emisiunea România te iubesc a mai trecut pe la bursă cu ocazia altor reportaje și de fiecare dată nu funcționa. Dar nu știu unde sunt oamenii, că nu vin să tranzacționeze, nu? Toate sunt închise. Dar nu e nimeni acolo. Nu există. Dar bursa se tranzacționează prin intermediul ei? Nu știu la ce ora a fost, vă spun că funcționează. Funcționează, păi am fost toată ziua. Prin intermediul, prin intermediul ei se tranzacționează cereale? La câteva zile după aceste declarații, bursa avea porțile deschise. În clădire însă... Contabilitate.
tranzacții. La ultimul etaj, un birou e deschis. Oamenii susțin că sunt angajații unei firme care a închiriat o singură încăpere și care nu are nimic de a face cu bursa de cereale. Nu aveți activitate în cadrul bursei? Tot în clădire au sediul și două galuri, grupuri de acțiune locală, asociații care includ mai multe primării, dar și firme private, înființate ca să atragă fonduri pentru a dezvolta zona. La inaugurare, bursa avea și un laborator de analize. Program Regiu, echipament achiziționat cu finanțare Regiu. Ăsta ar trebui să preleveze probe, să vadă calitatea cerealelor. Celălalt gal cu sediul în bursă este și cel mai mare din Olt. Se numește Ecoleg Olt Dunăre, fiind constituit prin asocierea a 24 de primării de comună, dar și primăria orașului Corabia, plus 70 de mici fermieri din zonă. În lista membrilor se găsește și tatăl fraților politicieni de Olt, Paul și Alexandru Stănescu. Constantin Stănescu e fostul primar al comunei Vișina, aflată la doi pași de Corabia, unde se află fieful familiei Stănescu. Și președinte cine e? Președinte al galului este actualul primar de la Vișina și considerat mâna dreaptă a familiei Stănescu. De altfel, toate investițiile cu fonduri europene care se fac în zonă sunt controlate de acest grup local, pentru că se derulează prin intermediul său. Dar toată lumea știe că nu funcționează bursa de cereale. Primarul vorbește cu nonșalanță. Cereale știi, sau majoritatea care tranzacționează cereale știu că se tranzacționează. Pe lângă bursă. Toată lumea pe lângă bursă. De ce? Păi e pe lângă bursă acolo. Bursa de ce? Acolo. Mă gândesc că era o investiție care putea să... Drept este. În privința galului pe care îl conduce, primarul din Vișina e la fel de sincer. Susține că nici nu sunt suficienți bani europeni pentru a ridica sudul județului, dar nici primarii parteneri nu s-au înghesuit cu multe proiecte. Proiecte mici, oricum sunt. Dați-mi un exemplu. Este o gură de oxigen. Noi la Vișina avem modernizarea unui parc. Un parc? Un parc. Proiectul e încă în implementare. Și nu se face primăvară cu un parc, cât timp jumătate din comună nu are canalizare și asfaltul lipsește de pe multe străzi și ulițe. A făcut decât partea aia de comună, canalizare. Cum? În partea aia de comună, uite, de la mașinile încolo. Canalizarea a fost introdusă în mandatul trecut de fostul primar, tatăl lui Paul Stănescu. Ca prin noroc, rețeaua trece pe sub ulițele neasfaltate unde locuiește atât el cât și fiii săi, precum și edilul de acum, Gelu Marița. Foarte dezamăgit suntem, dar ce să facem? Bune de ce să facem? Ce să facem? Adică treaba de ceva, parcă nu, adică nu ia nimeni asta, mă duc. Familia Stănescu unde locuiește? În partea aia acolo, a doua linie pe dreapta. La doua linie pe dreapta? Da. Apoi de-aia s-a făcut acolo. Nu? Păi ce vice primarul tot pe acolo, pe prima, la dreapta. Fostul vicepremier și actualul senator Paul Stănescu locuiește gard în gard cu tatăl său, iar fratele, deputatul Alexandru Stănescu, deține o proprietate în apropiere. În zonă mai locuiesc și alte rude. Vili Stănescu. Și sunteți frate cu... Sunt văr bun cu Paul. Ah! Văr bun. Am copilărit, am făcut liceul cu el, am stat în gazdă cu el. Oamenii au muncit și au făcut treabă. Uite că a venit da, da, da. Bună ziua! Nea Cornel! Am vrut să vorbim cu tatăl celor doi frați. Ieșise la poartă, dar a intrat înapoi la vederea camerei de filmare. A preferat să vorbească soția. A făcut ce a putut și el când a... Când a fost acile, acum sunt alți. A făcut nici canalizarea, n-a făcut nici pistă, n-a făcut nimic. Vărul fraților Stănescu încearcă să ia apărarea familiei din care face și el parte. Să știți că s-a făcut tot în puterea care o avem. Păi și n-ai putere ca ministru la dezvoltare, ca vicepremier? Păi, nu știți care e chestia. Nu ești la, tot la masa aia? Când s-au dus să facă ceva, s-au retras. Cuscra lui Paul Stănescu este inspector general adjunct la Inspectoratul Școlar Olt, ocupând acest loc prin numire, fără examen luat. Iar lista rudelor fraților Stănescu, prin diverse instituții ale statului, pe plan local sau național, e mai consistentă. Imediat ce a ajuns senator, în 2016, și a plecat la București, din funcția de președinte de Consiliul Județean, soția a ocupat un loc călduț de consilier la Ministerul Educației, după ce s-a pensionat din învățământ, fiind anterior profesoară la școala din Vișina. La nivel de județ, e... prea mult nepotism, sunt prea mulți oriunde, copii puși în diverse... Oriunde. Cum? Oriunde în țara asta. Dragul meu, eu nu mă implic, dar nici nu pot să zic să mă pun contra neamului meu, că e neamul meu. Păi nu, da. Înțelege, eu, dar sunt sincer și spun, trebuie totul făcut acum colo, făcut pe bază de examen. Pe competență. Pe competență. Fica lui Paul Stănescu este consilier personal al președintelui ANCOM, Sorin Grindeanu, iar soțul ei, ginerele lui Paul Stănescu, este angajat la ASF, adică Autoritatea pentru Supraveghere Financiară. Sunt regulă.
Un fost angajat din sistem care a deținut funcții înalte la nivel de județ vorbește doar cu identitatea protejată despre nepotismul care funcționează cu succes de ani de zile pe plan județean. Băiatul fratelui, respectiv a deputatului Stănescu, Sandu Stănescu, a jucat fotbal la Vicina, nouă în echipa de divizia C, actualmente consilier la Ministerul Agriculturii. Mă întreb care sunt meritele acestor oameni. Sunt mai buni ca alții. Deci ar fi fost... Adică au fost pe merit? Unii, eu zic că nu toți. Acum așa aș fi absurd. Atunci când vrei să dai anumite tunuri, se găsește oameni slabi și care să accepte comenzi. Cineva trebuie să semneze, iar el trebuie să ocupe de partea cealaltă. Tot deputatul Alexandru Stănescu are la corabia un cumnat care este viceprimarul orașului. L-am găsit preocupat de valul de țânțari ce năpădise localitatea, dar are în atribuții și dezvoltarea orașului. Dacă tot sunteți rude cu domnul Stănescu, de ce nu faceți la nivel de județ o strategie, ziceați, de comunele din jur? Păi, nu poate fi făcut nimic? Eu am propus, eu știu, o să mai propun la cei mai mari, să zic așa, să fac o strategie națională, cel puțin pe toată lungimea fluviului Dunărea, că dacă noi stropim și comunele învecinate nu stropesc, vă dați seama că migrează... Păi vorbiți cu domnul Stănescu. Păi am vorbit și o să mai vorbesc. Să luăm cu nepoții. Direcția de județeană de finanțe, condusă de, sau a fost condusă până de curând, de un nepot al senatorului Stănescu, actualmente suspendat, trimis în judecată pentru retundări de TVA, combinații firme, Direcția Sanitar-Veterinară de la Volt, condusă de un nepot destul de apropiat. Am mers la Paul Stănescu să îl întrebăm despre nepotul director al Direcției Sanitar-Veterinare Olt, în condițiile în care familia Stănescu controlează afaceri din domeniul agricol. Nepotul dumneavoastră înțeleg că este director la DSV. Păi, pe dumneavoastră vă întreb, nu e nepotul dumneavoastră? O mare familie a acaparat instituții importante, dar în Olt oamenii se feresc să abordeze oficial subiectul. În anumite cercuri se discută, ei sunt destul de răzbunători în momentul în care încerci să loviți oamenii care îi deranjează. Imediat instituțiile statului s-au grămadă și executarea. Controlul. Sub protecția anonimatului, fostul angajat la vârf de la Olt vorbește și de imixtiune ale politicului în poliție, care au dus la ocuparea de funcții pe nemerit. Au fost puși oameni care să execute comenzile și vă rog să mergeți să luați date, să vedeți cât au stat interimari. Ba, cel care era adjunct, unul este omul deputatului Ciocan, iar ceilalți, în funcție de cum au executat comenzile. Și s-au rotit la comandă, ba unul adjunct, ba celălalt inspector plin. În urma tragediei de la Caracal au fost demiși și șeful IPJ Olt și adjuncții săi. Comisarul șef Cristian Voiculescu, care conducea inspectoratul de poliție județean Olt, a fost numit în funcție prin împuternicire în martie acest an. Tot în 14 iunie acest an a fost numit ca adjunct și Ionut Sârbu, fiind și el împuternicit să ocupe respectiva funcție pentru 6 luni. A mai fost șef plin în 2018, înainte de Voiculescu, cei doi făcând practic o rocadă. Ionut Sârbu este fiul lui Vergil Sârbu, primarul comunei Rotunda, acolo unde este fieful afacerilor fraților Ciocan. Lângă Rotunda se găsește afacerea din domeniul agricol al lui Cornel Ciocan, fratele deputatului PSD Dan Ciocan, dar și o balastieră și o firmă de construcții cu multe lucrări de asfaltare și utilități în portofoliu prin sudul județului. Atât deputatul Ciocan, cât și primarul de la Rotunda au lucrat în miliție în epoca Ceaușescu. Fiul dumneavoastră este pe funcție pentru că dumneavoastră l-ați susținut și familia Ciocan. Cum vedeți discuția? L-am susținut eu pe fiul meu, l-a susținut și tot din punct de vedere profesional. E un bun jurist la nivelul inspectoratului și nu l-am susținut eu. Nu mi-aș permite n-ar ști cât de cât muncă de poliție. Dom'le, mi-i întorci favorul, îmi dai votul. Eu trebuie să mă păstrez acolo, cu funcție, vă asigur pe tot, nu se întâmplă nimic, vă asigur protecție. Adjunctul șefului poliției Olt, adjunctul de la Olt, fost adjunct domnul Sârbu, ați avut o influență la numirea dânsului în funcție? Trebuie să spună dânsii. Să ne spună dânsii? Păi dar e normal, dânsii. Pe dumneavoastră v-a susținut o politic familia Ciocan, nu? Mă gândesc că sunteți din același partid? Nu. Nu sunteți din același partid? Suntem din același partid, dar nu m-a susținut. Practic, colaborăm.
În timp ce primarul face această afirmație, în vitrina din biroul său, plină cu diplome, stă la loc de cinste o fotografie din campania electorală în care apare alături de Dan Ciocan. Și același edil ne arată că prin comuna sa, chiar pe drumul ce trece prin fața primăriei, a câștigat licitația și bagă canalizare una din firmele controlate de fratele deputatului Ciocan. La fața locului intră în dialog șeful echipei de muncitori. Stai cazat la... Are Ciocan. La fermă? La fermă. Are fermă. Da. De la el și echipă aflăm că aceeași firmă din fieful fraților Ciocan a executat multe lucrări de apă, canal și asfaltări în județul Olt, fiind de ani buni abonată la aceste șantiere, printre realizări aflându-se și canalizarea de la comuna Vișina, pe vremea când primar era tatăl lui Paul Stănescu. Și cum vi s-a părut? Care e mai dezghețat? Ăla mai mic, ăla mai mare? Sandu, da, pentru mine. Sandu. Da, ălaltă e mai... A fost însă timp de multe alte proiecte dubioase prin țară, unde DNA-ul a intrat pe fir după ce opinia publică a aflat de o mega afacere cu bani publici, derulată prin Ministerul Dezvoltării în vremea cât era condus de Paul Stănescu. E vorba de investiții prin programul PNDL, derulat de guvern, prin care o singură firmă, al cărei acționar era un preot din Tulcea și care, culmea, deținea și funcția de secretar de stat la dezvoltare în cabinetul lui Paul Stănescu, a câștigat zeci de contracte cu diverse primării din țară. Procurorii anticorupție s-au sesizat în urma unor informații apărute în presă și cercetează în prezent modul în care au fost atribuite lucrările respective. Spuneți voi dacă știți ceva, sunt organe de anchetă, să fac anchetă, dacă sunt prețuri umflate, să fac anchetă, să fac orice. Tot din vremea când era președinte peste județ, Consiliul Județean Olt a accesat 4,4 milioane de euro fonduri europene pentru implementarea unui sistem de gestionare a situațiilor de urgență la ISU Olt. Se întâmpla în 2011 și cei mai mulți bani din această sumă au mers către o firmă controlată de Sebastian Ghiță, care ar fi livrat servere la prețuri mult mai mari decât cele de pe piață. Știu că a fost o licitație, abar n-am, nici măcar când a avut loc, nici măcar cine a participat. Erați președinte. Păi dar nu știu cine a participat, că nu m-a interesat niciodată cine a participat la așa ceva. Niciodată nu m-a interesat cine participă la o licitație. Acum mergem mai în jos, da. Că ne vom da seama că trebuie să o luăm și în sus. Și în sus, nu? Pe fraier. Știți, eu am avut de mult, mi-a venit de Ion Creangă povestea cu drobul de sare, al prostiei. Asta s-a înșurubat la noi. Avem proiecte care zac, nicio problemă, adăugăm altele. Imediat după pauză arătăm ce forme îmbracă în județul Olt risipa de bani și care sunt interesele private ce domină zona. Bugetul localității e mic și a fost nevoie de impozite mărite pentru oameni, deși primăria are la îndemână resurse importante. Asta se întâmplă de ani buni la Corabia, unde primarii au aprobat concesiuni cu dedicație pentru apropiați, care fac ei profit în locul municipalității. Iar când îi întrebăm despre interesele private, aleșii evită răspunsurile, dar apoi vorbesc nonșalant despre subiect. O atitudine sfidătoare într-un oraș în care tronează mizeria și sărăcia. A doua investiție cu cântec de la Corabia este un port turistic care ar fi trebuit să fie un magnet pentru vizitatori. O investiție tot pe fonduri europene, sub egida primăriei și a Consiliului, care ar trebui să facă din Corabia o atracție turistică de proporții. Dar în ce s-au investit 3.500.000 de euro? În amenajare, eu știu, în pontoanele alea, în amenajarea de aici, probabil țâșnitorile alea care n-au mers niciodată, n-au funcționat niciodată. E mai degrabă un loc în care oamenii cu stare din zonă își țin ambarcațiunile și mai puțin un obiectiv turistic. Despre proiect ne-a vorbit city managerul orașului Corabia. Am avut în primăvară o conferință în legătură cu dezvoltarea turismului în oraș. Au fost chiar și niște tur operatori din cei cu navele de croazieră. Ne-au explicat ce infrastructură ar trebui să avem. E foarte complicat. Deci nu sunteți la standardul ăsta. Nu. Ați auzit bine. Abia după o viziune aprobată la nivel de județ, o licitație și o investiție de aproape 12 milioane de lei bani europeni, autoritățile și-au dat seama că proiectul nu e cum trebuie. Tot portul trebuie schimbat. Trebuie schimbat? Tot portul... Ca să poată ancora o navă mare, să fie loc de parcare organizat acolo pentru foarte multe autobuze. Alucinant, gândirea vizionară pentru atragerea turiștilor nu a luat în calcul și accesul către portul turistic printre silozuri și camioane de mare tonaj care ridică praful când dau în gropi.
Drumul ăsta arată jalnic. Este teren în proprietatea publică a statului. Și poate fi trecut de la proprietatea publică a statului la proprietatea publică a primăriei. Trebuie trecută pentru un act normativ. N-ați făcut nicio cerere? Dumneavoastră personal, ca city manager? Nu, eu personal n-am făcut. Primarul? Nu știu. Oh, vezi ușor că ai dat cu ea. Ce le spui prietenilor tăi când îi aduci pe aici? Ce le zici de zona asta? Să ia pe altă parte? Imaginați-vă că vine cineva cu iahtul, să dă jos aici, mare, mic, cum o fi, da. Și trebuie după aia să treacă pe aici. Vă dați seama cum e? Îmi dau seama, da. Adică dumneavoastră vă puneți în pielea unui turist? Ce ziceți? Este o carte de vizită destul de urâtă. Singura cale de acces? Ia uitați fetițele cum merg. Imaginați-vă turiștii. Să vină așa, exact așa, vin așa, pleacă. Păcat. Deși investiția cu bani europeni avea prinse și lucrări de protecție a malului, oamenii din vecinătate povestesc că s-ar fi recurs la un furtișag. Pentru parapetul de lângă docuri, constructorii ar fi luat cu acceptul primăriei toată piatra cubică cu care erau pavate două străzi istorice din oraș. Strada asta a fost asfaltată cu niște piatră cubică. Avea piatră cubică? Da, dar cum eu știu, 100 de ani. Și au venit și au decopertat, a luat piatra, dar au făcut întăritură la malul unde a făcut lacul ăla pentru șalupe. Cu fonduri europene. Au luat-o de aici. Întâlnim o altă situație hilară. E vorba de malul Dunării, în continuarea portului, un loc unde primăria a concesionat terenuri tot pentru a dezvolta turism. Mihaela Safta povestește că loturile au fost date cu dedicație. Cine are cel mai mult? Cel mai mult are domnul city manager, o suprafață de 5.000 de metri pătrați, pentru care plătește o redevență de 1.400, sper să nu mă înșel, 1.400 de lei pe an. Și anul următor a mai concesionat încă 5.000 de metri pătrați, pentru care plătește o redevență de 2.100 de lei pe an. Au construit cu fundație, beton, băschele de fier în sit, natura 2000. Întrebat despre concesiune, city managerul spune că totul e legal, cât timp nu el personal, ci o firmă a primit terenul. Aveți concesionat teren pe partea asta? Da. Plaja e concesionată, da. Nu am concesionat-o eu. O firmă. Dumneavoastră este. Nu, e firmei... Dumneavoastră? Da, da. Păi, tot a dumneavoastră e, dacă e firmă. E concesionată, da. Pentru... aceste concesiuni, de fapt, orașul a pierdut fonduri europene de 5 milioane de euro. Asta e marea problemă. Pentru că în 2016 sau 2017 am fi putut să accesăm pentru turism, să amenajăm toată această suprafață din port până la Sucidava. Câți bani puteau fi? 5 milioane de euro, cu contribuție proprie 2%, adică 100.000 de euro. Corabia deține o a treia investiție făcută de pomană. O bursă de pește, altă măreață realizarea primăriei, care de asemenea zace închisă. Sunt vitrine de depozitare, sunt mese, sunt chiuvete trase. Ar fi trebuit să funcționeze. Și mai și scrie pește viu, pește proaspăt. Ce pește proaspăt dacă ea zace închisă? Suntem chiar în timpul programului. Și ar trebui să fie deschis. De luni până vineri, între 8 și 16. S-o fi terminat peștele! Funcționează sau nu funcționează? Că văd că nu stă numai închisă. Ai funcționat, este un băiat care este... care... Și unde e? O fi înăuntru? Nu știu unde este, ce vă spun, nu știu. Cel care lasă să se înțeleagă că bursa ar fi totuși funcțională este Andrei Traian, administratorul pieței orașului de care aparține bursa de pește. E un om de încredere al primarului și, când vede că suntem insistenți, se retrage grăbit. Auziți, sunteți de la primărie? Își făcu răvânt. Își făcu răvânt? Da. Păi da, uite, sunt de la primărie. Și ce i-am întrebat? Ați văzut asta deschisă? Ați cumpărat pește de aici? Atunci, la început. La început? Da. Atunci. Dar acum nu e deschisă. Nu. La corabia, oamenii sunt supărați pentru că în această vară li s-au mărit impozitele. Paradoxal e că, deși impun locuitorilor taxe mai mari, edilii au avut o resursă din care să facă bani frumoși pentru bugetul orașului. Se numește Cariera Ilinca, o carieră de piatră de lângă localitate care a aparținut până în 2012 primăriei. A fost însă concesionată unui investitor local și, conform contractului, municipalitatea a cedat 12 hectare. Investitorul ar fi trebuit să amenajeze în zonă un iaz piscicol, dar și un perimetru verde pentru municipalitate. Și în timp ce primăriei îi revine anual doar o redevență modică, la fața locului găsim o afacere profitabilă. O balastieră de la care se aprovizionează diversi constructori din județ. Cariera Ilinca are și un site cu oferta aferentă, primind materialele de construcții aflate la vânzare. Nu mai ați piscicol, nu văd aici. Utilaje, agregate, site oficial.
materiale de construcție. O balastieră în toată regulă. Matale, ești angajat aici să păzești sau? Eu mai scriu avize. Ce avize? Eu știu, de încarcă. Ce încarcă? Păi când încarcă materiale după aici așa. Veni nenea asta acum, dar să vedem ce, eu știu ce vrea să ia, nu știu. Unde aveți lucrări? Adică unde ar trebui să-l duceți acum? La Sprâncenat. Tot orașul Corabia știe de fapt că cedarea carierei Ilinca este o afacere de familie, în sensul că investitorul este chiar nașul fiului primarului. A zis să facă parc acolo. E nașul Fisu. Nașul Cor Fisu. Gianu, da, acolo e nașul băiatul primarului. Dacă e nașul, să mi se pare corect. Mi se pare corect? Adică nu mai puteți să mai ziceți nimic sau ce? Ce să mai zici, Bâncătănel? Am cerut să discutăm cu primarul de la Corabia. Ne-a anunțat că e foarte ocupat, nu poate face declarații. L-a băgat la înaintare pe purtătorul de cuvânt. Vorbit nu poate să vă primească, o să vă dai o relație pe care le doriți. Dar i-ați comunicat că mai bine am fi vorbit cu dânsul? Am înțeles, că era mai indicat? Are... Sunt niște chestiuni pe care poate dumneavoastră nu o să puteți să mi le explicați. Cariera Ilinca. Cariera Ilinca, da. Concesionată pentru acvacultură, piscicultură. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul primar dacă cel care a concesionat este nașul dânsului. A. Puteți să-mi explicați dumneavoastră? Nu pot să vă explic, nu știu. Păi, de-aia am zis, poate comunicați domnului primar, puteți să comunicați? Nu pot să vorbesc cu dumneavoastră. De ce nu poate? Îl așteptăm mai târziu. Omul primăriei spune că investitorul își va respecta obligațiile contractuale. Acolo să se facă un frumos iaz care o să fie cu pește, cu... O să se facă un iaz? Se face în viitor, da. Păi când în viitor? Că e concesionată din 2012, au trecut 7 ani. Am înțeles. În acești 7 ani este exploatată cariera acolo. Serviciile noastre, aveți serviciile, excavarea balastului și sortarea acestuia, lucrări de pregătire și amenajarea terenului, construcții de drumuri, lucrări de demolare. Balastul ia bani pe el, ei. Firma. Păi ia bani pe ei, dar nu ar fi putut lua primăria, Consiliul Local, dacă îl exploata? Dom'le, nu știm. Păi i-a dat-o lui Silil. Nu știu pe cum. Din cariera Ilinca se cumpără balast. Se poate. Adică aflați prima dată de lucrurile astea? N-am știut. Primăria are suficiente fonduri în momentul ăsta să facă tot orașul? Nu, să, nu, se... nu are deloc suficiente fonduri. Suntem un oraș sărac. Bun. Și atunci nu puteți dumneavoastră să exploatați această carieră? Ce pot să zic? Nelămuriți de ezitările purtătorului de cuvânt, l-am așteptat pe edil dimineața la prima oră. Bună ziua, domnul primar! De ce nu ne primiți și pe noi la o discuție? De la ProTV sunt, la Regina Stase. Am fost la dumneavoastră. Păi vă pândim normal, că altfel nu avem cum să vă găsim. Edilul are o justificare pentru concesionarul de la carieră. Are termen până în 2023, dacă nu mă înșel. Deocamdată iazul piscicul a început să prindă contur. Urmează amenajările pe exterior, pe malurile lacului și... Dar stați puțin, ei au avut termen din 2012 până în 2022 să facă această investiție? Vă dați seama că nu se face așa peste noapte un iaz peșicul. Adică aveți societate de utilități, aveți tot felul de alte societăți și nu puteți face, mă gândesc că acolo este o firmă care așa scoate profit. Așa noi și așa a aprobat Consiliul Local. Care e problema dumneavoastră? Vicele, cumnat al deputatului Stănescu, consideră că această concesiune a fost cea mai bună soluție. Se exploatează balast de acolo. E treaba societății care exploatează. Știu, dar n-ați fi putut profita dumneavoastră ca primărie, dacă tot era al dumneavoastră. Sunteți în relație de naș fin? El este nașul la băiatul meu. Și nu e o problemă? În momentul în care s-a preluat ulterior, s-au predat societățile, nu avem niciun grad de rudenie cu persoana care a câștigat licitația. Bineînțeles că va fi iarăși încă un dosar penal. Ne asumăm acest lucru, nu contează cine reclamă, problema este să nu se adeverească și să nu încălcăm nicio lege. Și dacă tot e atent la acest aspect, l-am întrebat cât de legală e groapa de gunoi a orașului. Groapa aceea de la tăbăcărie este o groapă legală? Nu, acolo a fost o suprafață provizorie pentru depozitare până am început să dăm drumul la operatorul regional cu rampa de transfer, dar operatorul regional, faptul că i-a reziliat contractul, după cum știți probabil, urmează să mai funcționeze câteva luni, gunoiul menajer îl ducem la rampă, iar restul de vegetale, după toate furtunele care au fost, îl ducem acolo. Groapa de gunoi a orașului Corabia. Aici, în lunga Dunării, într-o zonă protejată. Bătaie de joc, focar de infecție. Aici nu mai e stradalul. Deci ăsta e gunoi stradal? Da. A, ăsta nu știu de unde este, cred. Și ăla e gunoi stradal pe acolo? Mă întreba să mine că nu știu nimic. Acum de la oraș sau de la privat ați aruncat? Nu vă puteți opri un pic? Stați că mă loviți, stați așa că mă loviți. Vezi că te lovești, mă.
Variantă. Și altfel de deșeuri, presupun că nu sunt ale primăriei? Sunt cele, sau? Sunt cele care au fost depozitate mai de mult. Cred că n-are nicio vină. Dânsul? Nu. Păi și cine e vinovat atunci? Păi nu, noi l-am ales. Sandu Diaconu e pensionar, dar a lucrat mulți ani în sistemul bugetar la Direcția de Asistență Socială. Omul știe și cum se câștigă alegerile în județul a cărui culoare politică e de 30 de ani roșie. Deci nu mănânci o pâine. Decât dacă ești cu ei? Dacă ești cu ei, dacă nu ești cu ei, pa. La alegeri, alegerile, eu spre exemplu am o mamă de 92 de ani de zile și reprezentantul respectiv care este cu PSD-ul vine cu mașina și o ia în pătură și o pune în mașină că trebuie să voteze. Dânsul e de la PDSR și de-aia a plecat. Ah, ok. Domnul un informator, da. Am înțeles. Păi să vină și dânsul. Domnul, haideți și dumneavoastră dacă toți sunteți. Domnule, acceptă pe cineva. Domnule, vede primarul la televizor. Vă vede și-s probleme? Atunci stați acolo dacă sunt probleme. Noi nu știm nimic. Noi ne mirăm cum să ne cărcăm după zi pe alta. Dacă nu ne-ar ajuta copiii, n-am mai avea de ce să trăim. E clanul prea mare? E... Nu? Nu, în afară de faptul că a ști să spuneți lucrurilor pe nume. Și în afară de faptul da, că... Da, dar le semnaleze și toată ziua peste ei. Cui, unde? Consiliul Județean? Ce să mă, e doar din Bădăstriță, e tot al nostru. Tot de mâna aia ne ținem. Toate întrebările dumneavoastră sunt toate cu grea credință. Să vede pe seapă. Nu sunt cu grea credință, sunt niște întrebări, eu sunt un jurnalist, vă întreb. Auziți, vă uitați pe seapă, faceți o statistică și dați-o publică. E publică, de fapt, toată. Domnule, vă pline mai doare sufletul că ați născut aici. Am venit cu repartiție guvernament. Nevastă mea ingineră. Am ieșit la pensie și mă doare sufletul ce era acum 20, 30 de ani, 40 de ani și ce e acum. E drept că în comunele și orașele din Olt pare că oamenii se mulțumesc cu puținul cu care i-au obișnuit cei care îi conduc. Nu înțeleg cum ar trebui să fie normalitatea în 2019 și devin o masă electorală ușor de manipulat la fiecare tur de scrutin. Iată reacția unui bărbat de la Vișina despre faptul că nu are canalizare la drum. Ăia dacă a venit, ziceți, astăvară. Protestele din 10 august? Străinătate, da. Da, așa. Dacă au venit și iau încă era tăia cu bâtele acolo, ce au câștigat? Ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic. N-ar trebui, nu știu, să vă uniți și ce, să faceți... Păi ne unim, domnule, că dacă ne unim și suntem 3-4 din ăștia, 3-4, doi trebuie să fure. Cum? Doi trebuie să fure și ei la alții rămân ca proștii, cu deștept în gură. Ei, mai proștiu. Așa mai bine fiecare cu treaba lui. Am făcut o campanie în care v-am arătat exemple din țară despre cum sunt conduse primării, comune care renasc cu fonduri europene, orașe în care apar proiecte noi. De ce în Olt nu se poate? Păi nu se poate, pentru că aici e Ale Stănescu sunt mari, mari macări și pe lângă ei au avut puterea de convingere și să raculeze și pe cei care a trebuit. Nu ești cu ei, nu mănânci o pâine, spun în Olt oamenii care au devenit de 3 decenii o simplă masă de manipulare în fiecare campanie electorală. Revenim cu mărturii uluitoare și cu exemple prin care baroniada locală își întinde tentaculele în județ. Fiecare județ are trimis și săi în Parlamentul României. Senatori, deputați pe care noi toți am împuternicit să ne reprezinte și care au și obligația să vină săptămânal pe teren, înapoi în județul care i-a votat. În cabinete parlamentare, unde mecanismul e clar. Deputatul sau senatorul stă de vorbă cu oamenii, află problemele locului, merge cu ele în Parlament, unde caută și obține susținere legislativă ca să sprijine zona care l-a trimis acolo. Activitatea aceasta în teritoriu e plătită separat cu sume mari. Pe ce merg banii? Vedeți imediat cu un exemplu de la Olt. Tot acolo unde găsim mai multe proiecte cu iz penal pentru care controlele s-au făcut prea târziu. Suntem în buricul orașului Caracal, la a doua clădire de lângă primărie. Cabinet parlamentar, deputat Florin Iordan. Din păcate, ușa închisă. Nu vine, vine. Eu sunt aici de 2 ani de zile, l-am văzut de 3-4. Păcat că nu are și un program aici. Să ne dăm seama care este ziua din săptămână, unde îl putem găsi aici. Dar nu are un program din ăsta săptămânal sau cu pe ore, nu știu, marți sau miercuri sau sâmbătă sau când... Florin Iordache e fost inginer, ales deputat și a ajuns pentru scurt timp și ministrul la justiție, fiind și președinte al Camerei Deputaților. S-a aflat în spatele celebrei Ordonanțe 13, cea care a scos sute de mii de oameni în stradă și a condus comisia care a conceput modificarea legilor justiției.
Poreclit și politicianul antijustiție, dar și politicianul antibun simț, după ce a arătat gesturi obscene în Parlament, i s-a mai spus și ministrul altă întrebare. Da, așa? Acum e bine? Iată-l pe Florin Iordache, în 2004, cu cât aplomb își pregătea un discurs înainte de alegerile parlamentare care l-au făcut deputat. Dragi alegători, ați venit astăzi aici cu sutele, ați venit să umpleți această sală, ați venit să ascultați un mesaj, ați venit să ascultați niște realizări. Eu vă pot privi și mă pot uita în ochii dumneavoastră, eu nu vă vând iluzii, eu vă spun și vă prezint niște fapte concrete și niște realizări concrete. Nu l-am văzut. Lipsește, pentru că noi nu știm ce program are. Am mers și la celălalt cabinet parlamentar, care, conform site-ului Camerei Deputaților, figurează la Balș. Deci un panou, nimic. Și este organizația Balș, sediul PSD Balș. Probabil că aici are o încăpere foarte mică, dar nu se vede. Orice parlamentar din fiecare partid are separat încăpere. Merg săptămâna la acolo, eu știu cine v-ați văzut dumneavoastră, nu am idee cu cine v-ați văzut. Sunt cabinetele acolo, eu acolo locuiesc, am părinții, cel puțin în Caracal, și merg de câte ori e nevoie. Nu trebuie să mă duc și să vă anunț propoziei când mă duc. Din datele oficiale furnizate de către Camera Deputaților, rezultă că deputatul Florin Iordache a primit în 2018 pentru activitatea din circumscripție peste 300.000 de lei, bani decontați legal în baza unor chitanțe justificative. Iar pentru anii 2017 și 2019 au fost alocate alte 300.000 de lei, în condițiile în care a avut luni în care a decontat între 22 și 27.000 de lei pentru costuri cu personalul, chirie și alte cheltuieli. Nu fac nimic cei care vindeau biroul din este de parlamentar. Aveți un program? Aveți ceva? Nu știu, afișat. Eu, de exemplu, dacă vreau să vă trimit, sunt din Caracal și vreau să vă trimit o solicitare, ceva. Unde vă las? Nu există nicio căsuță poștală? Păi nu. Sunt consilierii permanent acolo. Văd că aveți o idee fixă. De când este nevoie, mă găsesc acolo. Mulțumesc. Suntem la intrarea în orașul Slatina, pe artera care străbate localitatea, adică drumul european ce leagă sud-vestul României de capitală. O arteră în pantă, pe sub care a fost introdusă canalizare prin 2013, arată ca după bombardament. Vrei, nu vrei, străzile Oituz și Ionașcu, aflată în continuarea ei, sunt cărți de vizită ale orașului Slatina. Și asta pentru că pe aici trec toți cei aflați în tranzit. De 6 ani de zile, această porțiune de drum arată sub orice critică. El are casa mai jos, are pereții crăpați. Investiția a început și s-a desfășurat pe când Darius Vâlcov pleca de la primărie și lăsa locul fostului său City Manager. Lucrarea s-a făcut prin compania de apă a județului, adică operatorul de apă pe județ, la care primăria Slatina e acționar majoritar. Nu s-a mai pus niciun covor, că dacă punea covor, se cunoștea. Poți iei pe față. Actualul primar ar trebui să-i ceară socoteală și fostului primar Darius Vâlcov, dar și primarului care i-a succedat, Minel Prina, un fost city manager al orașului în mandatul lui Vâlcov și considerat mâna lui dreaptă. Prina a fost condamnat pentru fapte de corupție în același dosar cu Vâlcov și în care mai apare un om de afaceri, patron al unei firme de construcții abonată la lucrările publice de anvergură din oraș. În dosar, procurorii au stabilit că respectivul om de afaceri ar fi intermediat șpăgile pe care le dădea la primărie patronul firmei care a introdus canalizarea pe strada Oituz, firma Tehnologica Radion, figurând în actele de urmărire penală. Cu Tehnologica Radion au lucrat. Da. Deci aia sunt, cred că sunt și morți îngropați. Nu le-ați dat niște penalități? Nu sunt făcute lucrările pe timpul meu. Pe ce să trag la răspundere eu? Aveau însă toate pârghile să recupereze mulți bani publici cheltuiți aiurea, după cum declară, filmat pe ascuns, șeful Camerei de Conturi a județului. Sume mari, 10 de miliarde. Și acolo este un act al nostru făcut la compania de apă, în care sunt tot așa la penal. De ce acolo? Sume mari, da. Că e ceva dubios. Executate în sume destul de consistente. Tot cu cântec este un alt proiect al primăriei Slatina. La capătul celălalt al orașului tronează un uriaș teren viran. Monument amenajat frumos la intrarea în oraș și monument al gunoiului. Un spațiu total insalubru care nu face decât să adune foarte multă mizerie. Parcul Alea Oltului a aparținut municipalității în vremea când primar era Darius Vâlcov. Cei 55.000 de metri pătrați au fost vânduți în 2007 prin hotărâre de Consiliul Local unei firme din Cipru pentru dezvoltare imobiliară, deși terenul s-a aflat încă de atunci într-o zonă protejată.
Primăria s-a obligat prin contract să realizeze imediat un plan urbanistic zonal pentru construcții, dar nu a mai făcut asta. Cumpărătorul cipriot a dat în judecată municipalitatea, obținând rezilierea contractului în 2012, dar și daune de peste 4,2 milioane de lei, mare parte din sumă fiind și penalități. Abia în vara acestui an, actualul primar i-a dat în judecată atât pe fostul edil Vâlcov, cât și pe cei 20 de foști consilieri locali, precum și pe secretarul primăriei, pentru recuperarea prejudiciului datorat cumpărătorului parcului. Și asta în condițiile în care, în primăria Slatina, se vorbește că și în prezent, Darius Vâlcov are o mare influență în instituție. Secretarul primăriei, care apare răspunzător în raport, este vărul său, la fel cum văr îi este și actualul city manager al orașului. Înțeleg că domnul secretar al primăriei și domnul city manager sunt veri cu dânsul. Așa și ce vrea să-i dau afară dacă oamenii sunt buni și își fac treaba? Da, nu, dar da. Asta s-a pus problema, că domnule, sunt oamenii primarului. Nu există. Dosarul ăsta a tot fost ținut, a fost amânat, cât s-a putut să nu se întâmple nimic domnului Darius Vâlcov. Și s-a întâmplat abia acum, când vedeți că au fost... Nu pot să mă pronunț, nu știu adică ce să vă spun. Ținut. Domnul city manager nu își recunoaște prejudiciul, spune că n-a fost vina dânsului. City managerul orașului are biroul ușă în ușă cu primarul, e mâna dreaptă a acestuia și împreună concep strategia de dezvoltare a Slatinei. Declară că toate contractele primăriei s-au făcut și se fac legal și nu au existat firme de casă abonate la contracte, deși în dosarul de condamnare a lui Vâlcov tocmai despre asta se vorbește. Acestea sunt licitații publice, sunt sume foarte, foarte mari, nu poate fi vorba de absolut nicio interpretare. Sunt publicate în Jurnalul European, sunt proceduri specifice compartimentului de achiziții care sunt publice și care sunt verificate. Darius Vâlcov nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Având o condamnare nedefinitivă, pentru care încă se judecă la înalta curte, a cerut și obținut, la începutul verii, scoaterea de sub control judiciar pentru a putea părăsi țara. A motivat că vrea să-și ducă fiica în tabără, în Elveția, acolo unde, coincidență, locuiește sora lui Vâlcov, cea pe numele căreia se află mai multe proprietăți scumpe din această țară. Intenționați să plecați astăzi din țară? Ciudat este că și Curtea de Conturi a văzut târziu neregulile din afacerea cu parcul primăriei, adică aproape 9 ani mai târziu. Filmat pe ascuns, șeful Camerei de Conturi Olt vine cu explicații despre controlul tardiv. La noi controlele se fac pe bază de eșantionare, pentru că volumul plăților este foarte mare, iar fondul de timp alocat misiunilor de audit sau misiunilor de control este foarte mic. Însă orașele cam la 2-3 ani, iar comunele la 3 ani. Și Slatina e municipiu, deci da, și nu l-ați verificat în fiecare an? Dar pe bază de eșantionare. Avem un act de control încheiat acolo, pentru care, pe final, s-a propus sesizarea organelor de urmărire penală. L-am întrebat pe șeful pe județ al Curții de Conturi dacă există vreo legătură între raportul de prejudiciu făcut târziu și faptul că fiica sa a fost în respectivul interval consilierul personal al lui Darius Vâlcov la București. A fost angajată la cabinetul lui, asta este adevărat. Da. Dar n-are nicio legătură una cu cealaltă. Adică nu am făcut și nu fac niciodată către colegii mei niciun fel de presiune. Asta se poate întreba fiecare, că suntem foarte puțini, 11-5. Controlul făcut târziu este și la investiția de canalizare de pe strada Oituz. În acest caz au fost depistate de contări pentru lucrări făcute doar pe hârtie. Se dă bani înapoi care au luat pe lucrurile neexecutate. S-au derulat pe compania de apă. Ca o coincidență, la compania de apă a județului a lucrat cealaltă fiică a șefului Camerei de Conturi. Da, a lucrat acolo, dar n-are nicio legătură. Ca în orice oraș mic, de la o chestiune foarte mică, rostogolindu-se, se face un bulgăre imens. Da. Dar nu, pentru că... Bine, a contat faptul că și fetele noastre erau acolo. Ce să le fac? Lucrurile astea se descoperă după ani de zile. Curtea de conturi, respectiv Camera de Conturi a județului Olt, 7-8 ani de zile e totul ok. În momentul în care apare scandalul cu Darius Vâlcov, nu mai sunt lucrurile în regulă. Încep să apare rapoartele așa cum trebuie să fie. Și vedeți, lucrurile astea nu sunt în regulă, vorbim de instituții. Că oriunde te-ai duce și știți foarte bine, te izbești de zona politică. Un întreg județ pare de 30 de ani captivul unei baroniade locale cu ramificații peste tot. Concluzia vine tot de la Vișina, de la vărul Vili Stănescu. Într-o societate care nu ne schimbă moral. Și cum ne schimbăm moral? Cum? Cum? În două lucruri. Așa. Alegând oamenii cei mai buni, da? În concursuri serioase, nu pe sub mână, ca să zic așa, și făcând investițiile care trebuie. Avem oameni care s-au pregătit, au făcut Oxford, au făcut facultăți bune și nu au fost angajați. Și de ce crezi că se întâmplă asta? De ce materia ce nu și alții o cumpără de și ce nu o vindem? De ce crezi că se întâmplă asta? Pentru că suntem proști.
Oltul are și potențial și oameni deștepți, dar are și un obicei împământenit. Interesele de clan și de familie primează, în timp ce grija pentru calitatea vieții și dezvoltarea comunității sunt puse pe ultimul plan. Eșecul instituțiilor în cazul crimelor din Caracal scoate în evidență și eșecul județului. Radiografia Oltului este radiografia unui loc al influenței ce s-a întins până la vârful țării și al incompetenței locale alimentate de corupție. De autorități, care de ani de zile își sfidează alegătorii, dar și-au creat pârghile să le câștige votul. Vom discuta mesajele dumneavoastră în următorul nostru podcast. Ne găsiți pe știrileprotv.ro și pe Facebook. Atât pentru astăzi, în doar câteva momente vă aștept împreună cu Amalia Enache la Știrile Pro TV. Toate bune!